Mai este foarte puțin până încep înscrierile în programul Casa Verde Fotovoltaice, unul dintre cele mai așteptate programe din partea statului român, menit să faciliteze instalarea de panouri solare pe casele românilor. Începând cu data de 19 mai, persoanele fizice din România care vor să își instaleze panouri solare se pot înscrie pe platforma online, după cum se arată în anunțul Administrației Fondului pentru Mediu, pe marginea subiectului. În acest an, bugetul alocat pentru această inițiativă este de 1,75 de miliarde de lei. Finanțarea se acordă în cuantum de 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei. România au timp până pe 26 iunie la miezul nopții să se înscrie în programul de finanțare Casa Verde Fotovoltaice. Imediat după, în perioada 27 iunie-29 iunie, se vor putea înscrie în program și bisericile din România, după cum au explicat oficialii AFM. Anul acesta, persoanele fizice se vor înscrie personal în cadrul programului prin intermediul aplicației informatice, conform calendarului publicat pe site-ul instituției, fiind alocate câte 3 zile lucrătoare pentru fiecare regiune, pentru a preveni un blocaj din cauza supra-solicitării aplicației informatice. Se dorește ca programul să fie un real succes și să fie sprijinit de aproximativ 87 de 1500 de gospodării în efortul lor de a-și reduce costurile cu factura la energie, pe lângă cele 55.000 de sisteme aprobate în cele două sesiuni de finanțare organizate până acum. Dacă nu era evident, un român se poate înscrie o singură dată în Casa Verde Fotovoltaice 2023 în cadrul unei sesiuni de finanțare. Dacă se depun mai multe cereri pentru același imobil, se consideră eligibilă prima cerere de finanțare care îndeplinește condițiile. Relatează playtech.ro.